Intervenție ca în filme la Botoșan pentru prinderea unor contrabandiști. După ce șoferul a refuzat să oprească mașina, oamenii legii au tras mai multe focuri de armă și au pornit în urmărirea autovehiculului. În localitatea de frontieră Silișcani, polițiștii au vrut să oprească pentru un control o mașină înmatriculată în România. Însă conducătorul autoturismului nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de polițiști și și-a continuat drumul în mare viteză spre Botoșani. Forțele de ordine au pornit imediat pe urmele mașinii. După aproximativ 3 km în apropiere de localitatea Victoria, contrabandistul a pierdut controlul volanului. Mașina a ricoșat într-un alt autoturism. Atât șoferul în vârstă de 37 de ani, cât și pasagerul de 48 de ani au abandonat autoturismul și au fugit. Pentru reținerea celor doi bărbați, polițiștii au folosit focuri de armă în plan vertical. Autoturismul și cei doi bărbați au fost duși la sediul instituției. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit 5400 de pachete de țigări care urmau să ajungă pe Piața Neagră din România. Făptașii au declarat că au preluat autoturismul încărcat cu țigarete provenite din contrabandă de la un concetățean. Aceștia doar urmau să îl transporte până în localitatea Botoșani contra unei sume de bani. Polițiștii de frontieră efectuează acum cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Împotriva celor doi bărbați a fost depusă măsura reținerii în arest pentru 24 de ore. Pârtia Păltiniș din județul Sibiu a fost plină și în acest weekend de turiști dornici să practice sporturile de iarnă. Cu mic, cu mare, oamenii au venit încă de la primele ore ale dimineții să se distreze pe cea mai înaltă stațiune din țară. Aglomerația și-a spus și de această dată cuvântul, însă oamenii sunt mulțumiți de zăpada bună de pe pârtie și spun că vor profita din plin de vremea frumoasă de afară. Iubitorii sporturilor de iarnă au luat cu asalt și în acest weekend stațiunile montane din țară. Nu prea vine să plec de aici. Nici copilor mei nu le prea vine să plece de aici, dar ce să facem, asta e. Ei ne obligă să plecăm acum, COVID-ul cu astea, nu avem ce face, nu avem de lege.